Bună dimineața! Și astăzi, bună dimineața din nou, o să continuăm subiectul pe care l-am avut acum două zoom-uri, și anume referitor la combinațiile Nutri-Code. Pentru că a fost întreruptă, dacă vă aduceți aminte, data trecută de suplimentul Immunity, care a fost și este suplimentul lunii, și am vrut să vorbim un pic despre el, să aflăm mai multe, să vedem de ce este bun și de ce să îl luăm luna aceasta. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost acum două zoom-uri, dacă a fost toată lumea, aș vrea un pic să fac o recapitulare, n-o să prezint foarte mult despre ce am vorbit acum două zoom-uri și să continuăm cu următorul supliment, și anume cum combinăm corect suplimentele Nutricod. Și aici mă refer în special la suplimentele care sunt în programul FIT 6, pentru că sunt niște suplimente foarte, foarte complexe și persoanele care sunt mulțumite de programul FIT 6, evident că doresc să aducă și suplimente opționale în timpul programului și e foarte important să le combinăm corect, pentru că, așa cum vă ziceam data trecută, există două probleme care pot apărea în momentul în care combin suplimente, și anume, una din probleme ar putea fi dată de efectele similare pe care le are suplimentul respectiv. Și aici, de exemplu, când vorbeam de inner balance, știți că unul din efectele lui este acel efect diuretic, da? Prin care elimine excesul de apă. Dar dacă eu administrez un alt supliment, chiar dacă are alte ingrediente care au același efect, e posibil să scad, de exemplu, prea mult tensiunea arterială și să am, evident, probleme, eliminând prea multă apă și dând de o deshidratare. A doua problemă pe care o pot întâlni dacă fac o combinație nepotrivită ar fi să depășesc doza zilnică recomandată, acel DZR, de cupru, să zicem, da? Și atunci am alte probleme de sănătate pe termen lung dacă fac această depășire. Dacă depășesc o zi, două, o săptămână, nu este nicio problemă, dar pe termen lung, evident că organismul meu va fi afectat. Și cum sunt foarte multe persoane din programul FIT 6 mulțumite de aceste suplimente de bază, da? Deci de Inner Balance, Slim Extreme și Vitality Boost, suplimentele de bază ale programului de pierdere în greutate, tot timpul primesc întrebări referitoare la combinarea cu celelalte suplimente din gama Nutricod. Și atunci am decis să intrăm un pic și în acest subiect, ne întindem pe două zoom-uri, zoom-ul de acum două săptămâni și zoom-ul de acum, ca să vedem cum putem să le combinăm. Pentru că Intenția noastră este să le folosim corect și să beneficiem de toate ingredientele într-un mod corect și să nu punem în pericol sănătatea în niciun fel. Bun. Și hai să facem o mică retrospectivă. Nu uitați de linkul pe care îl avem pe site-ul nostru. Linkul îl găsiți în partea de sus a meniului, combinație Nutricod. Și vedeți că dacă selectați într-o parte un produs, în partea cealaltă, în partea dreaptă, selectați al doilea produs și aici, în situația de față, apare un X. Mai exact, nu se combină. Dacă marcajul este cu o bifă verde, atunci puteți să le combinați fără nicio problemă pe perioadă nedeterminată. Aici era vorba despre Inner Balance, da? Suplimentul din etapele 1 și 3 și Hair Skin Nails care nu se combină. Mai departe am vorbit noi despre Inner Balance și vedeți cât de complex este aici, e vorba numai de pliculeți, de aceea găsim foarte multe contraindicații, pentru că Inner Balance conține foarte multe ingrediente, foarte multe minerale, care la fel au o doză zilnică recomandată de 100%, poate deja în supliment, în pliculețe sau în capsule de seară, și atunci nu se recomandă a fi combinate cu alte suplimente care fac același lucru. Aici sunt capsulele de noapte, unde la fel avem ingredientele trecute și evident că
n-ar putea fi combinat cu încă un supliment care are același efect, cum ar fi Good Night. Aici aveam noi slide-ul referitor la produsele care sunt contraindicate, da? Și le-am luat noi pe fiecare la, în parte, și am vorbit despre ele, ce să nu combinați în același timp cu Inner Balance. Și acum aș vrea să vorbesc despre Vitality Boost, pentru că este un supliment foarte complex și la fel, în etapa 3 sau în etapa 6, dorim să mai combinăm și cu alte suplimente și ar fi bine să ținem cont de ingredientele care sunt aici, da? Și avem ce conține Vitality Boost, conține pliculețe pentru zi și se iau pliculețul pe zi, care vedeți că există foarte multe vitamine B în acest supliment. Există cofeină, extract de ceai verde, extractul de guarana. Exact aceste extracte sunt cele care oferă această vitalitate organismului odată ce luăm acest supliment. Conține și vitamina E. El este, Vitality Boost este un supliment care spune el că regenerează forțele vitale și de aceea și are ingrediente specifice. Este o porție zilnică, aș zice, pentru că în fiecare zi luăm acest supliment, este o porție zilnică de energie pentru corp și simțim din primul moment în care îl administrăm și regenerează aceste forțe vitale. Da? După cum vedeți, tot așa e vorba de o compoziție de ingrediente. Sunt perfect selectate și ca ingrediente și ca doze, ca să asigure în foarte scurt timp după administrare acel flux de energie fizică și mentală pe parcursul zilei. Deci nu iau suplimentul astăzi, mâine, poimâine și după unde 30 de zile încep să văd beneficiile, ci am luat suplimentul astăzi într-o jumătate de oră deja simt beneficiile lui. În același timp, aceste ingrediente nu doar oferă energie, ci și accelerează metabolismul. Și într-un program de pierdere în greutate, bineînțeles că avem nevoie de accelerarea metabolismului, da? Ca să avem mai multe arderi. În același timp, asigură și o odihnă mai bună noaptea, pentru că avem și acele capsule, imediat ajungem la ele, și oferă și o creștere a energiei pe perioada zilei. Exact ce avem nevoie este pus strategic în luna a treia a programului, pentru că, după cum știți, după două luni de program de slăbit, corpul nostru începe să devină obosit și este absolut firesc. Acest supliment intră exact la momentul potrivit să ne dea un boost de energie, în așa fel încât să nu abandonăm programul. Și avem aceste pliculețe pentru zi. Cine nu le-a încercat, află acum că au o aromă de portocală. Sunt gustoase, chiar sunt foarte gustoase, nu ne chinuim să le luăm. Avem aici parte de niacină, acid pantotenic, riboflavină. Acestea sunt beuri. Ele sunt întărite și de cofeină și rolul lor este să reducă oboseala și acea senzație de epuizare pe care într-un program de pierdere în greutate clar o avem. În cazul în care nu suntem într-un program de pierdere în greutate, dar doar avem această senzație, Vitality Boost este foarte bun să îl luați chiar dacă nu sunteți în program. Acidul pantotenic este extraordinar de bun pentru creier, asigură această eficiență a creierului. Toate vitaminele din grupul B, în general, asigură un metabolism energetic corespunzător, da? Și în felul ăsta corpul își folosește energia în mod corespunzător. În plus, au grijă de sistemul nervos, care e foarte important, mai ales odată cu înaintarea în vârstă. Nu uitați să luați beuri, pentru că corpul nostru nu produce beuri, nu trebuie să le luăm din alimentație și niciodată nu luăm suficient, vă garantez. În plus, tot vitaminele din grupul B contribuie și la menținerea tuturor funcțiilor psihologice într-un mod adecvat. Tiamina este și ea prezentă și este responsabilă cu funcționarea corectă a inimii, iar vitamina E ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Este un antioxidant extraordinar de puternic și de bun. Se consumă un pliculeț pe zi.
E bine să nu depășim doza zilnică recomandată, adică dacă suntem foarte obosiți, nu este cazul să luați 2-3 pliculețe, puteți să vă rezumați la un pliculeț, este potrivit pentru adulți și este potrivit și pentru persoanele vegetariene, vegane, ținând cont de, și de excipienți și de tot. Și avem și capsulele, tabletele, da, să zicem, pentru noapte, unde vedeți câte ingrediente sunt aici. Le-am pus pe două coloane, nu aveau loc pe una. Întâlnim cromul, care ajută la menținerea nivelului adecvat de glucoză în sânge. În felul ăsta nu am o poftă de dulce exagerată. E continuarea, să zic, a suplimentului Slim Extreme, care și el conține crom. Magneziu, care susține echilibrul electrolitic. Seleniu întâlnim aici, care la fel ca și vitamina E ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Fierul, care participă la transportarea oxigenului în organism, îl întâlnim și aici în proporție de 50% din doza zilnică recomandată. Cupru, care ajută la menținerea metabolismului energetic corespunzător, zinc, care transformă corect carbohidrații și acizii grași în energie și la fel vitamine din grupul B în completare. Nu vă speriați că găsiți 100%, pentru că oricum ele nu se absorb în totalitate din cauza mâncării procesate. Noi nu putem să absorbim B-urile în măsura în care le și introducem în organism, absorbim o parte mult mai mică și trebuie să avem mare grijă în momentul în care luăm B-uri. Recomandarea mea este să le luați cu un probiotic, pentru că avem nevoie de o floră intestinală foarte bună ca aceste B-uri să fie absorbite. Și dacă flora noastră intestinală nu este bogată, nu este bună, nu este sănătoasă, vitaminele B nu vor fi absorbite așa cum ne dorim. Aceste tablete se iau în fiecare seară, câte 2 tablete cu apă, iar referitor la combinații, am păstrat același slide ca la Inner Balance, dar sunt mici modificări. Foarte mici, deci el este Vitality Boost, un supliment la fel de complex ca Inner Balance, are cam aceleași contraindicații, de exemplu cu Hair Skin Nails nu se poate combina, sau cu Hair, la fel ca la Inner Balance, și motivul este tot cuprul, pardon, iar cum ziceam și data trecută, prea mult cupru, dacă depășim, da, doza zilnică recomandată de cupru, poate să provoace leziuni hepatice, poate să provoace dureri abdominale, crampe, greață, diaree, vărsături. Iar dacă nu am un deficit de cupru în organism, atunci nu am nevoie de o doză mai mare și trebuie să luăm mereu în considerare faptul că anumite ingrediente, atunci când sunt combinate, pot interacționa nefavorabil pentru sănătatea organismului. Și atunci e bine să avem grijă să nu le combinăm, mai ales pe termen lung. Termen lung înseamnă minim o lună, două luni. Și de aceea sunt contraindicate. Deci, la fel, Hair Skin Nails, Hair, aceste suplimente le putem lua în afara programului sau le putem lua în etapa 2, când dacă luăm Slim Body System, cu Slim Body System nu avem nicio problemă, nicio contraindicație, este vorba doar de fibre și putem să le combinăm în orice măsură. Iarăși întâlnim suplimente pe care nu le putem lua din cauza zincului, pentru că s-ar depăși doza zilnică recomandată de zinc. Consumul excesiv de zinc pe termen lung duce la deficiența altor elemente, cum ar fi fierul sau cuprul, și pentru că zincul interacționează cu fierul și cuprul, și excesul de zinc în organism reduce biodisponibilitatea celorlaltor elemente și duce la scăderea lor în organism, și de aceea nu recomandăm să fie combinate. Și cu ce putem să combinăm? Putem să combinăm în continuare cu ashwagandha, cu astaxantină, cu Beauty Detox. Putem să combinăm de data aceasta cu suplimentele care elimină apa din organism,
nu mai avem aceeași contraindicație ca la Inner Balance, deci putem să combinăm cu Cellulite, putem să combinăm cu celelalte suplimente care drenează, da? Și ajută la, au acest efect diuretic. Doar în prima etapă nu e bine să le combinăm. În schimb, dacă avem problema asta cu retenția de apă, odată cu Vitality Boost putem să continuăm și cu suplimentele care ajută la eliminarea apei din organism. Pentru că sunt persoane care se simt foarte bine cu Inner Balance în prima etapă, datorită eliminării retenției de apă, dar când schimbă suplimentul în etapa 2 sau în etapa 3, nu mai au parte de efectul acesta. Și atunci recomand să adăugați unul din suplimentele care ajută la eliminarea apei. Unul dintre ele este Cellulite, altul este Drena Plus, care pot fi combinate fără nicio problemă cu Vitality Boost. Putem să combinăm cu Cola Beauty Q10, cu Collagen ProFlex, cu Digestive, iarăși recomand într-un program de pierdere a greutății, cu toate suplimentele care fac parte din gama NutriCode Gummies, mai puțin cu iProtect. La fel, iProtect nici cu Inner Balance nu putea fi combinat nici aici. Nu pot fi combinate cu nutricosmeticele Fontana V. De data aceasta apare și acidul hialuronic ca fiind contraindicat. Poate fi combinat cu probiotic gummies, cu vitamina D, cu Silver Pro Advanced Formula, cu vitaminele gummies astea complet, da, toate multivitaminele, cu complexul de vitamine B, să știți că poate fi combinat, dar nu există nicio recomandare pentru că deja este plin de vitamina B, Vitality Boost, și nu are niciun rost să mai adăugați încă suplimentul de vitamina B, dar nu există contraindicație pentru că vitamina B putem să luăm în orice măsură, putem să luăm 1000% pentru că este un supliment de tip hidrosolubil. Vitaminele B sunt fiind hidrosolubile, în momentul în care avem exces de vitamina B, se elimină prin apă. Și nu se stochează, organismul nostru nu stochează vitamina B, așa că dacă aveți un mare deficit de B-uri, puteți să combinați și cu mai mult de atât, dar deja Vitality Boost conține suficient. Cu Ginkgo Biloba poate fi combinat, cu Ginseng, cu Good Morning, de data asta și cu Good Night, nu e, doar la Inner Balance nu recomandam să combinați cu Good Night, cu Imunap Elixir, cu Imuno, cu vitamina C, maca poate fi combinat, cu omega-3, omega-3 simplu și omega-3 gummies, cu memory poate fi combinat, cu magnezium forte, cu probiotic, acel probiotic proteic, cocktailul proteic poate fi combinat, în special pentru persoanele care vor să atragă un pic de masă musculară și fac ședințe de fitness, ședințe de sport, poate pot lua Vitality Boost, e chiar recomandat în momentul în care am o activitate fizică mai intensă și în zilele în care fac practic exerciții fizice, recomand să și acest shake, acest shake probiotic plin de proteine care ajută la refacerea masei musculare și la creșterea acesteia. Și am terminat cu programul, deci am trecut prin suplimentele care nu pot fi administrate împreună în prima etapă, când avem Inner Balance. În a doua etapă, dacă luăm Slim Body System, fără nicio problemă, orice supliment poate fi combinat cu Slim Body System, iar când vine vorba de Vitality Boost, acestea ar fi suplimentele cu care nu trebuie să combinăm Vitality Boost ca să nu avem probleme. Și acesta ar fi program. Nu uitați că în momentul în care trec în menținere cu Body and Mind, Body and Mind nu prea poate fi combinat cu multe suplimente, este extraordinar de complex, nu are niciun sens să combinăm cu alte suplimente. Luăm Body and Mind, facem cura o lună, două luni, trei luni cu Body and Mind și este mai mult decât suficient, este un supliment extrem de complex, are 5 capsule, nu este nevoie să mai luăm și alte capsule în plus. Și cam acesta a fost zoom-ul de astăzi.